Părinte, ce sfaturi le dați celor ce năzuiesc să se împlinească duhovnicește, dar răzbesc greu în lumea asta plină de tot felul de ispite? Să se străduiască, căci până la urmă fiecare om va ajunge să se lămurească, să-și deslușească rostul și țelul vieții. Albert Einstein, un om de știință atât de cunoscut, contemporan cu noi, dar și generele nostru, căci soția sa, Mileva Marici, a fost din Banat, a fost întrebat de un tânăr, care-i rostul vieții? Iar Einstein i-a spus, a avea răspuns la întrebarea asta înseamnă a fi un om religios. Știința pe care o învățăm în școli și facultăți ne va da un răspuns la întrebarea cum să trăim, cum să producem, cum să împărțim, cum să ne hrănim, cum să ne lecuim. Dar țelul vieții noastre ne rămâne necunoscut. Nu cumva ne-ar fi fost mai bine dacă nici nu ne mai puneam întrebarea asta? Căci dacă există un țel, înseamnă că există și cineva care să-l fi pus. Că noi nu l-am pus, asta e clar, pentru că dacă l-am fi pus noi, deja l-am fi cunoscut. Iată, până la urmă există plante și animale apărute cu milioane și miliarde de ani înaintea oamenilor care nu-și pun nicio întrebare despre rostul și țelul vieții. Simplu, ele se mulțumesc cu faptul că există. Dar, dacă ar fi avut ele mintea pe care o avem noi, oare s-ar fi mulțumit doar cu simplul fapt că există? Răspunsul e de la sine înțeles. Iar noi, odată ce ne vom lămuri întrebarea despre țel, să știm că orice altă întrebare va fi mai ușor de rezolvat. Când Sfântului Vasile cel Mare i-a fost pus aceeași întrebare, a răspuns. Răspunsul l-au dat și vechii filozofi elieni, dar n-au fost cu toții într-un cuget. Unii au socotit că țelul vieții e petrecerea în plăceri, mănâncă, bea, simte-te bine, alții că țelul vieții e strângerea bogățiilor, alții că țelul vieții e dobândirea slavei, în știință, artă sau sport. Unii au spus că țelul e dobândirea puterii a celor oferite de putere. Și tot așa. Iar noi socotim că țelul vieții noastre este a dobândi fericirea, începând din această lume și urmând în cea fără de moarte. Fericirea de bună seamă nu înseamnă noroc. Norocul nu depinde de noi, pe când fericirea depinde numai de noi. Fericirea o putem dobândi în orice împrejurare. Un cuvânt despre asta are Sfântul Ioan Gură de Aur, care a trăit tot în vremea Sfântului Vasile cel Mare. El a fost episcop, iar pe atunci împăratul și împărăteasa din Constantinopol erau eretici, arieni, credeau că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci prima zidire a lui Dumnezeu și numai în acest fel se putea numi Fiul lui Dumnezeu. Această învățătură a fost osândită la primul sinod ecumenic de la Nicea, dar împăratul și împărăteasa au rămas și după aceea în rătăcire. Sfântul Ioan a cuvântat împotriva acestei erezii, iar împăratul și împărăteasa s-au simțit atinși. Atunci împăratul i-a chemat pe sfetnicii săi și le-a spus: cred că episcopul ăsta Ioan nu știe cine e el și cine sunt eu. Ce să-i facem ca să-și vină în fire? Unul din sfetnici i-a zis: stăpâne, aruncă-l în temniță și acolo poate să vorbească ce va pofti. Altul: surghiuniți-l și între hazar poate să vorbească ce va voi. Al treilea: să-i se taie capul. Capul tăiat nu mai trâncănește. Al patrulea: luați-i moșiile și-și va veni în fire. Dar cel la al cărui sfat împăratul ținea cel mai mult tăcea. Tu ce zici? Îl întreabă împăratul. Stăpâne, toate sfaturile acestea nimic nu prețuiesc. Eu îl cunosc pe acest om. Dacă îl arunci în temniță, îndată ce va călca acolo, va săruta porțile și va zice: Doamne, pentru tine mă aflu aici. Dacă îl surghiunești, va săruta pământul străin și va spune: Doamne, tu ești pretutindenea, tu ești aici, tu știi că pentru tine sunt eu aici. Dacă îi vei lua moșiile, în van va fi oricum nu sale lui, ci ale bisericii. Prin moșiile astea îi miluiești pe săraci și luându-i-le, te vei împovăra tu, împărate, cu grija lor și cine oare îi va putea mulțumi pe săraci? De-i vei tăia capul, va zice: Doamne, capul meu pleacă viu în mâinile tale, Dumnezeule cel viu. Atunci împăratul l-a întrebat: așa zici că n-avem nicio putere să-l biruim? Sfetnicul i-a răspuns: avem numai o cale să-l biruim. Eu îl știu bine pe omul ăsta. El nu se teme de nimic afară de păcat. Dacă vei putea, stăpâne, să-l înduble ce a păcătuit, cu asta îl vei birui. Împăratul a oftat: ehei, nu-i nimeni pe lumea asta să-l înduble ce a păcătuit pe Ioan. Iată un sfat bun pe care și noi să-l urmăm. Nu trebuie să ne temem de nimic afară de păcat, pentru că numai păcatul ne îndepărtează de Domnul și aduce tulburare sufletului nostru. Iar când vom avea pace cu Dumnezeu, vom avea pace și în suflet și cu aceasta vom trăi și în familie și în lume și de nimic, atunci nu ne vom teme.